Taine de Costache Ioanid. O tată, ce ești tu? Cum ești? Și unde? Din stânci în stânci, ca Moise pe Horeb, încerc să urc prin ceața ce te ascunde și am atâtea, Doamne, să te întreb. Ești tu cuprins în vreme și în spațiu? Când tu cuprinzi în tine însuți tot, pot eu întinde către tine brațul? O, iartă-mă îndrăsneala și nesațul, vreau să înțeleg atâtea și nu pot. O, tată, ce ești tu? O conștiință a unei insondabile puteri? Trăiești ca mine? Ești și tu ființă, cu bucurii, cu dor, cu suferință? Sau ești mai sus de gând și de dureri? Spre focul din pustiu privia profetul și se simțea atâta de mărunt, dar când a vrut să-ți poată ști secretul, tu i-ai răspuns: eu sunt acel ce sunt. Tu ești. Deci numai tu și nimeni altul, căci toate sunt create din nimic. Simboluri sunt și carnea și bazaltul, dar ce ești tu, supremul, prea înaltul, spre care atât de trudnic mă ridic? Tu ai creat și crin și orhidee și cerul cu ciudatele-i călești și chipul de copil și de femeie și geniul ce sclipește într-o idee. Dar tu, făuritorul, tu cum ești? M-ai tors din nevăzute molecule și poate că în carnea mea de om sunt mii de căi lactee minuscule, un univers în fiece atom. Poate pământul nostru totodată e o parte dintr-un fir de praf gigant și în pulberea ce mi s-a pus pe gheată sunt galaxii aduse din neant. Zidar, fără mistrie, fără drișcă, tu chem din vid, din absolutul nu, învârți în cer morișcă în morișcă, pe toate odată forța ta le mișcă. O, tată, mă cutremur, ce ești tu? Cum ai ascuns sămânța în sămânță? Un sâmbure-i un chivot și în el alt chivot poartă altul ascuns la fel și toate cer de mii de ani ființă. Dar sufletul, dar duhul, lumi latente, ce taine avem în noi și nu le știm. Suntem neexplorate continente. În lut nu sunt vibrări de sentimente. Dar tu ce-ai pus în noi, că te iubim? Dar iată, văd o zi de sărbătoare. Apostolii așteaptă un răspuns. Arată-ne pe Tatăl și-i de ajuns. O, Filipe, ce slăvi amețitoare! Mă uit cum intră soarele în grădină, cum îngeri albi aripile și-au strâns, tresare Magdalena în lumină. Rabunii, strigă inima ei plină, rabunii, strigă glasul ei în plâns. O văd cum cade în genunchi prin ceața cu sclipiri de curcubeu. O, nu mă atinge Miriam, căci încă n-am fost acolo sus, la tatăl meu. La tatăl? Cum? La tatăl, față în față? În care sanctuar de negândit? O, ce întrebări! Tot sufletul mingheață, pe când Isus dispare brusc din ceață spre tatăl cu viteza infinit. Și iată, plec și eu,
și văd cu gândul planete cu inele în culori, străbat în zbor spiralele de-a rândul și văd supergiganți uluitori. Deodată, în noianul de mistere, un chip de crin înaintează blând spre tronul alb de plasmă și putere. Încremenesc oștirile în tăcere și un glas de om se aude murmurând: Părinte Sfânt, am isprăvit lucrarea, am biruit prin tine pe cel rău ca să câștig pentru pământ iertarea. Primește-mă acum la pieptul tău. O, fiu născut cum nimeni altu asemeni, Yeshua, sunt atât de fericit. În tine am fost când printre spini și cremeni cu strop de lacrimi alergai să semeni. În tine tot calvarul am suit. Acum e-al tău pământul, ia și împarte, domnește peste neamul omenesc cu cheile de viață și de moarte. Mai mult, privește, împrejur, departe, tot cerul, fiul meu, îți dăruiesc. Jos pe pământ, în casa cu zăvoare, stau ucenicii paliți de năduf, dar cineva în fața lor răsare. E om? E Dumnezeu? E Lut? E Duh? Shalom Lahem! Eu sunt cel care vine! Eu sunt cel răstignit, cel din mormânt! Pe tatăl meu îl va cunoaște oricine, toată puterea în cer și pe pământ mi-a dat-o el. Acum luați Duh Sfânt, eu sunt cu voi și Tatăl e cu mine. Da, iată cheia. Fruntea în colb se așterne, acum, acolo sus în veșnicie. O, Filipe, tu vezi lumina vie și urci mereu pe treptele eterne. Iar eu, în clipa de țărână, iată-l, cu fața sângerândă sub povară, în salvatorul meu îl văd pe tatăl, cum îl vedeai și tu odinioară. Din stânci în stânci, o chip divin, cu tine cobor de pe Horeb cu suflet plin, cu tablele nădejdilor în mine și-ngenunchind, îți mulțumesc. Amin.